înseamnă mult pentru posteritatea Monicăi Lovinescu, interesul manifest în toate felurile față de numele ei. În ceea ce privește jurnalul inedit, o să încerc să mă opresc doar la câteva repere. Într-unul dintre romanele, a fost categorisit ca roman, de fapt este o colecție de proze scurte semnate Monica Lovinescu, se cheamă Cuvântul din cuvinte. Acolo Monica are un personaj mie foarte drag, Scribul. Personajul Scribul își face datoria față de lumea în care trăiește, față de realitate, încercând să oglindească într-un mod cât mai obiectiv. Dar în același timp își manifestă propria subiectivitate ca om, având dreptul la niște alegeri libere. Are dreptul să aleagă un cuvânt pe care să-l scoată din realitate și să-l facă să dispară. Deci Scribul moare în final, ducând cu el dincolo de lumea ființei un cuvânt. Ei, cuvântul pe care l-a ales a fost Niciodată. Monica Lovinescu însăși a avut oroare de ceea ce nu se va mai putea repeta, nu vom mai putea regăsi, de ceea ce dispare pentru totdeauna. Cuvântul Niciodată se găsește și în acest jurnal, a rămas o obsesie a vieții ei. Și poziția de scrip dedicat realității a adus-o într-o postură oarecum paradoxală. Pe de o parte, nu vrei să fii scriitor, nu vrei să comiți o operă de creație, nu încerci să te exprimi pe tine, ci încerci să exprimi ceea ce vezi în jurul tău într-un mod cât mai neutru. Pe de altă parte, talentul și inteligența te fac să aplici un filtru personal și ceea ce rezultă este o operă în același timp ficțională și în același timp perfect realistă. E, cum să spun, ca o stilizare a propriei noastre istorii întinsă pe decenii. Și acest lucru s-a întâmplat și în jurnal, s-a întâmplat și în critica ei literară. Jurnalul acesta este volumul al șaptelea, o să mă refer un pic chiar la el. E volumul al șaptelea. Monica Lovinescu avea 78 și 79 de ani când îl scria. Departe de a fi fost plictisită sau înfrântă, mie mi s-a părut că aici îi recunosc vocea din totdeauna, din celelalte jurnale. Este vocea atentă, serioasă, care nu se joacă cu lucrurile importante, dar care are mereu ironia și râsul aproape. Acest jurnal chiar se încheie cu ironie. Din întâmplare, Monica Lovinescu a pus punct, nu neapărat intenționat, dar ultimul cuvânt al cărții este o ironie la adresa lui Breban. Am descoperit cele două dactilograme care formează jurnalul inedit în două locuri diferite. Prima, dactilograma pe anul 2001, era în arhiva domnului Liceanu, pregătită pentru publicare de către Monica Lovinescu, cu adnotările ei pe margine, cu numărul de semne scris de mâna ei, deci ea se ocupase de text și urma să intre în editare, ca și celelalte șase volume precedente. Asta e pentru anul 2001. Pentru anul 2002, dactilograma tot scrisă de mâna Monicăi și tot cu niște adnotări cu pixul făcute de ea, am descoperit această dactilogramă în podul casei ei din Paris. Este casa din mijloc, de aici, de pe copertă. Avea o trapă, se urca în pod, acolo printre vrafuri întregi de reviste Scânteia, Flacăra și alte materiale pe care le foloseau pentru emisiunile de la Europa Liberă. Erau două coloane în mijloc, între care se găseau o grămăjoară de lucruri probabil cele mai importante. O valiză în care am descoperit documente originale ale lui Eugen Lovinescu, acte din detenție referitoare la mama ei, la Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu și printre altele și această dactilogramă a anului 2002, a jurnalului pe anul 2002. Am luat dactilograma împreună cu alte lucruri în 2010, le-am adus în România, neștiind că domnul Liceanu nu are același lucru. Deci eu credeam că ce am descoperit eu are și domnul Liceanu acasă. La o întâlnire oarecare am pus
pus față în față cele două texte, am constatat că ele diferă, că sunt doi ani, care nu se suprapun și că dacă le punem împreună, ar putea ieși un volum întreg. Ceea ce s-a și întâmplat este volumul pe care îl aveți. Aș încheia spunând că mi se pare un exercițiu de luciditate și de optimism, ceea ce face Monica până la capăt în jurnal. Se ține tare, cum se spune, ține fruntea sus, nu cedează nicio clipă, își păstrează exact ținuta pe care o cunoaștem și pe care cei care o cunosc i-au apreciat-o. Și face aceeași operă generoasă de a înregistra pentru noi, urmașii, timpul care se scurge, în așa fel încât ea să nu intre în lumea lui niciodată, ci să rămână scris undeva, între niște pagini de carte. Vă mulțumesc!